Vă invit acum să vă ridicați pentru a da ascultare citirii Cuvântului lui Dumnezeu. În această dimineață vom citi din Epistola către Romani, capitolul 6, versetul 1, versetul 2 și apoi vom continua de la versetul 5 până la versetul 14 inclusiv. Epistola către Romani, pagina în Sfânta Scriptură 1099, Romani, capitolul 6, citim începând cu versetul 1. Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Versetul 5. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului, căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El. Întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare, moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. Fiindcă prin moartea de care am murit, El a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi înși vă, socotiți-vă morți față de păcat, și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii, căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu mai sunteți sub lege și sub har. Amin. Doamne Tată din ceruri, te rog în momentele acestea să binecuvântezi acest cuvânt care va fi rostit. Dăruiește-mi pricepere și înțelepciune. Folosește-te de gura mea astăzi în proclamarea cuvântului Tău. Binecuvântă fiecare suflet adunat la părtășie astăzi. Dorim să cercetezi inimile noastre prin acest cuvânt, să ne ajuți să știm, Doamne Dumnezeule, ceea ce avem de făcut în această viață. Binecuvântăm numele Tău, în numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Vă invit să reocupați locurile. În săptămâna aceasta, Dumnezeu a pregătit pentru mine mai multe surprize și mai multe bucurii. Prima surpriză și bucurie a pregătit-o Dumnezeu pentru mine și pentru soția mea în ziua de marți. Apoi a continuat Dumnezeu să mă surprindă și să-mi umple sufletul de bucurie în ziua de vineri. Apoi, fără să știu că Dumnezeu are și aseară la curtici pentru mine o bucurie pregătită. Și fiindcă este 2 februarie, Dumnezeu a vrut să încep și săptămâna asta cu bucurie. Prin voia și prin harul Lui am împlinit 35 de ani. Mulțumesc! Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră. Doresc pe calea aceasta să-i spun și eu la mulți ani, sorei Raluca, care și astăzi a împlinit o vârstă frumoasă de 29 de ani. Dumnezeu să te binecuvânteze! Dragii mei, predica din această zi este răspunsul la o întrebare foarte importantă. Cum poți să te păzești de păcat? Dacă ceva are valoare, dacă ceva este important în lumea în care noi trăim, știți care este lucrul acesta? Să ne păzim de păcat. Vreau să vă întreb,
A observat cineva dintre dumneavoastră care a fost cuvântul cheie în pasajul scris de Sfântul Pavel? Un cuvânt cheie într-un text biblic este un cuvânt care se repetă, un cuvânt care apare frecvent, un cuvânt care ne direcționează înspre ideea pasajului respectiv. În cazul nostru, dați-mi voie să vă spun, cuvântul cheie, care este amintit de 11 ori în 14 versete de către Pavel, este cuvântul păcat. Unul din cele mai neplăcute subiecte despre care vorbește Sfânta Scriptură este tocmai acesta, păcatul. Sfânta Scriptură, dați-mi voie să vă spun în această zi, vorbește despre păcat mai mult ca despre orice alt subiect. De la cartea Genesa până la cartea Apocalipsa se vorbește de nenumărate ori pe subiectul acesta numit păcat. Astfel că noi, pământenii, noi credincioșii, avem datoria să știm de unde vine păcatul. Avem datoria să cunoaștem ce este păcatul, cum lucrează păcatul, cum putem birui în lupta cu păcatul, ca să ne păzim de păcat. Nu știu dacă ați observat în viață, oamenilor nu le place să vorbească despre păcatele lor. Însă au o mare satisfacție, o mare plăcere să vorbească despre păcatele altora. Probabil ați auzit afirmații de genul următor. Ai auzit de cutare? Ai auzit ce a afirmat? Știi ce a făcut? Unde s-a dus? Și știți cum zicem noi oamenii? Nu mă așteptam chiar la el sau la ea. Mă așteptam la oricine altcineva, dar nu la el sau la ea. Vă sună cunoscute aceste cuvinte, aceste vorbe, aceste afirmații? Atât de ușor vorbim despre păcatele altora și atât de greu despre păcatul din viața noastră. Tocmai de aceea, fiindcă Sfânta Scriptură vorbește foarte mult pe tema aceasta, astăzi aș vrea să vedem cum putem să ne păzim de păcat. Vedeți, lumea se păzește la ora aceasta de virus. E foarte cunoscut pe Mabamon cazul din China, care deja ia amploare. Oamenii se păzesc de boli, oamenii își securizează totul, geamurile la casă, mașina, telefonul, ușa la intrare, garajul, etc., etc. Dar știți ce uită oamenii? Să își securizeze partea cea mai importantă din viață, care se cheamă inima. Sau dacă vreți, omul interior, omul lăuntric. Oamenii nu se păzesc din nefericire de cel mai mare rău, care se cheamă păcatul. Cum putem oare noi oamenii să ne păzim în viață de păcat? Și primul lucru care vreau să-l amintesc bisericii în această zi, dacă vrei să te păzești în viață de păcat, primul mare adevăr este acesta: cunoaște sursele păcatului. Va trebui neapărat să știm care sunt sursele răului, adică păcatului. De unde credeți, oameni buni, că provine păcatul? Care sunt sursele lui? Dacă noi trebuie să le cunoaștem, se spunea într-o duminică dimineață aici, oamenii care au putere nu sunt aceia care au bani la ora aceasta, ci sunt oamenii care dețin informații.
Și dați-mi voie să vă spun foarte răspicat, un om al lui Dumnezeu, un creștin, în ce privește cuvântul lui Dumnezeu, ar trebui să fie cel mai bine informat ca să dețină adevărul lui Dumnezeu care este în Biblie. Prima sursă a păcatului este diavolul. Păcatul, stimații mei frați, stimate surori, vine în primul rând de la Michiduță. În Ardeal, în zona de unde eu provin, între oameni, atunci când oamenii vorbesc de diavolul, ca să nu folosească numele de diavolul sau de satana, cei mai mulți îi spun diavolului Michiduță. Păcatul n-a existat până nu a apărut șarpele cel vechi pe scena istoriei. Când a apărut șarpele cel vechi, adică diavolul, a apărut pe scena istoriei și păcatul. Diavolul este un mincinos de clasă mare. Este mincinosul, cum zice englezul, number one. Și dați-mi voie să vă spun, minciuna este atributul numărul unu al diavolului. Diavolul înșală pe cine poate, însă dați-mi voie să vă spun, diavolul nu poate obliga pe nimeni, absolut pe nimeni, să păcătuiască. El doar ne sugerează să nu-i dăm crezare lui Dumnezeu, să nu credem cuvântul lui Dumnezeu, ci să-L credem pe El, ci să ascultăm de El. Asta ne spune diavolul, ascultați de mine. El ne minte, dacă vreți, ca pe Adam și pe Eva, că numai El ne vrea binele, că El nu ne interzice nimic, că avem voie orice, că totul este liber, pe când Dumnezeu ne interzice foarte multe lucruri. Și după părerea diavolului, dați-mi voie să vă spun, cercetând Sfânta Scriptură, după părerea diavolului, a lui Michiduță, interdicțiile nu sunt bune, ci dimpotrivă fac rău omului. Asta ne sugerează diavolul, cel rău. Fiindcă diavolul vrea o viață fără limite. Diavolul vrea o viață fără garduri, să te duci unde vrei, să faci ce vrei, să gândești cum vrei, să vizionezi ce vrei. Totul pentru diavolul stă într-o singură deviză. Fă ce vrei. Fă ce-ți place. Dar de fapt nu faci ceea ce vrei. De fapt nu faci ceea ce simți, nu faci ceea ce-ți place, ci faci ceea ce vrea și zice cine? Michiduță, satana. Deviza lui e, trăiește clipa, distrează-te, simte-te bine, fă ce-ți place, acum e momentul și astăziul. Ce ar trebui să fie dat lui Dumnezeu. Satana zice, dați-mi-l mie. Ca la urmă să vină cu nota de plat. Când se trage linie, să-ți prezinte costurile, consecințele și să spună asta, ai de plătit. Să n-aveți încredere niciodată în viață, în diavolul. El nu vă vrea binele. Diavolul este cel mai mare dintre șarlatani, șarlatanul numărul unu. Și de asemenea, diavolul este prima sursă a păcatului. De unde vine păcatul? Fiindcă noi trebuie să cunoaștem sursele păcatului, ca să ne putem păzi de păcat. A doua sursă a păcatului, stimați ascultători, frați și surori, este lumea. A doua sursă a păcatului este lumea și vreau să rețineți faptul că lumea, la ora aceasta, este stăpânită și condusă de satana. Domnul Iisus îl numește pe satana în Ioan 14:30, stăpânitorul lumii acesteia. Lumea este unealta vizibilă a diavolului pentru a-i atrage pe oameni în păcat. De aceea, apostolul Ioan avertizează în prima lui epistolă, în capitolul 2:15, să nu iubim lumea, nici lucrurile
din ea. Dar oare de ce ne spune Apostolul Ioan să nu iubim lumea? Oare care o fi motivul? Și răspunsul este următorul. Din cauza a ceea ce lumea poate să producă în noi, să ne golească de dragostea pentru Dumnezeu și să rămânem doar cu dragostea de lume. Este ceea ce a făcut lumea și cu Dima, care a fost slujitorul lui Dumnezeu, colaborator în slujire a Sfântului Apostol Pavel. La un moment dat, din dragoste pentru lume, Dima a părăsit locul unde l-a așezat Dumnezeu pentru dragostea lumii. A pierdut dragostea lui Dumnezeu. Să știți că lumea, mi-am dat seama, vrea să fie iubită, se prezintă atractivă, e insistentă. Scopul ei e să dețină controlul asupra noastră, ca să nu mai fim oameni liberi, ci să fim robi ai lumii. Exemplu ideal de urmat, dacă vrem să nu fim robi ai acestei lumi, este Domnul Iisus Hristos. El a zis, lumea n-are nimic în mine și nici diavolul. Diavolul n-a avut nimic în Iisus. În noi stau și mă întreb în această zi de sărbătoare, o zi de har, lumea cam cât are în noi? V-ați gândit diavolul cam cât are în noi? Cam care ar fi procentul? Știți povestea cu cuiul lui Pepelea? Istoria spune că atunci când Pepelea și-a vândut casa, a păstrat în casa lui un cui. Și putea să vină la orice oră din zi și din noapte, să-și așeze în cuiul acela pălăria, haina și tot ce vroia, că și-a păstrat un cui în casa pe care a avut-o și-o vânduse. Stau și mă întreb câte cuie, cu ghilimele, are lumea în noi. Oare câte cuie, cu ghilimele, are Satana în noi și în casa noastră? Are oare el acces când vrea de fiecare dată, la orice oră din zi și din noapte, sau ușa pentru lume și pentru diavolul, pentru Michiduță, este închisă? Un vers dintr-o cântare creștină spune, nu-i rău că noi suntem din lume, dar știți ce poate fi rău? Când lumea este în noi. Așadar, a doua sursă a păcatului este lumea. Și mă refer aici la spiritul acestei lumi. De aceea, Apostolul Pavel spunea să nu ne conformăm viacului în care trăim, adică să nu ne conformăm spiritului acestei lumi, să nu ne complacem într-o asemenea stare. Fiindcă noi ne-am înnoit mintea și gândim altfel. Metanoia înseamnă schimbarea minții. O altă gândire, o altă atitudine, suntem altfel. Știți care este a treia sursă a păcatului? Ca să putem să ne păzim de păcat, trebuie să cunoaștem în primul rând sursele păcatului. Iar a treia sursă a păcatului este firea pământească. Aș vrea să întreb, este cineva în această dimineață în casa Domnului care n-a auzit de firea pământească? Firea pământească este natura decăzută a omului, natura carnală. Dacă Satana și lumea sunt în afara noastră, firea pământească, dați-mi voie să vă spun astăzi, face parte din noi. Este aliatul lui Satan și al lumii din interior în lupta pe care noi o ducem în fiecare zi împotriva păcatului. Și firea aceasta pământească nu știe să producă decât fapte firești, fapte lumești. Firea pământească nu produce absolut nimic bun. De aceea Sfântul Apostol spunea că ea ar trebui ținută în cuie, adică răstignită. Altfel vrea, dacă nu o răstignim, să se impună,
Firea pământească vrea să conducă, să strige tare, să facă scandal. Ea crede că are anumite drepturi ce trebuie respectate. Și am observat ceva, firea pământească n-are niciun pardon, nicio reținere. Ea nu știe de bunul simț. Ea știe una și bună. Știți ce cunoaște foarte bine firea pământească? Că ea trebuie să fie șeful. Toți să asculte de ea și ea de nimeni. Asta e firea pământească. Așadar, ea trebuie răstignită fără milă. Ea trebuie ținută în frâu. Ea trebuie subjugată, spunea Pavel. Și nu mai trebuie să ascultăm de îndemnurile ei. În fiecare zi, firea pământească ne șoptește, ne dă îndemnuri. Știți ce îți va spune firea pământească câteodată? Fă cu tare lucru că nu te vede nimeni. O să zic că firea pământească câteodată, zice, spune la cutare că o merită. Ce, tu ești mai slab ca el? Sau ca ea? Înjură și tu măcar odată. Mă, zice, ești nervos de numai. Măcar odată să înjuri, să te descarci. Și ai scăpat. Și ce dacă ai o prietenă din lume, o să zic că firea pământească, sau un prieten nepocăit? Ia îți va da îndemnuri, unul după altul, pe bandă rulantă. Și va zice, încearcă că nu-i nicio problemă, nu o să pățești absolut nimic, nu o să se întâmple nimic și oamenii încearcă. Și la urmă vin consecințele. Ei bine, dragul meu, să nu te lași înșelat în viață de firea pământească. Ea este una din sursele păcatului. Așadar, atunci când noi oamenii păcătuim, când noi oamenii greșim, să nu dăm vina numai pe diavolul. În joc este și lumea și firea pământească. Ca să poți să te păzești în viață de păcat, așadar, în primul și în primul rând, trebuie să cunoaștem sursele păcatului. 1. Diavolul, 2. Lumea și 3. Firea pământească. În al doilea rând, cum poți să te păzești în viață de păcat? Dacă în primul rând cunoscând sursele păcatului, în cel de-al doilea rând cunoaște semnificațiile păcatului. Adică ce este păcatul? Cum îl definim? Cum îl înțelegem noi astăzi? Nu e așa că dacă nu înțelegi un lucru în viață, cam greu faci ceva în privința aceea. Vă aduceți aminte de ministrul de finanțe al Etiopiei, care, întorcându-se de la Ierusalim spre casă, era în trăsura lui și procurase una din cărțile Sfintelor Scripturii, e vorba de cartea profetului Isaia, și ministrul ăsta al finanțelor citea în acea carte. Și un om al lui Dumnezeu a fost trimis după el, pe urmele lui, și când a ajuns trăsura, l-a întrebat pe acest om faimos, înțelegi tu ce citești? Mă, da. Am stat și m-am gândit, era ministrul finanțelor. Ce, i-ar fi fost lui greu orice carte ar fi avut-o la îndemână să citească și să înțeleagă? Și acest om de o smerenie rară a zis, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și l-a rugat pe Filip, omul lui Dumnezeu, să se urce în trăsură și Filip i-a prezentat și explicat cuvântul lui Dumnezeu din care citea. Oare cum înțelegem noi, revin la povestea noastră de astăzi, la tema de astăzi, cum înțelegem păcatul, cum îl definim? Ca să știm să ne păzim de el. Potrivit Bibliei, păcatul are cel puțin 4 înțelesuri. Păcatul mai întâi este călcarea legilor lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun, niciun om nu cunoștea foarte bine ce este binele și ce este răul, dar legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu ne-a descoperit atât binele cât și răul, ca să le putem distinge, ca să le putem separa, ca să putem face diferență între ele. Știți că legea lui Dumnezeu ne-a fost dată să ne protejeze de rău, ca să avem în viață un paznic bun? Legea lui Dumnezeu nu ne-a fost dată să ne îngrădească libertatea, să ne îngrădească orizontul, cum cred unii,
Și legea lui Dumnezeu ne-a fost dată ca și paznic, ca și protecție pentru viață. Iar noi oamenii, ori de câte ori păcătuim, știți ce facem? În primul rând ne socotim și călcăm în picioare legea lui Dumnezeu. Păcatul nu este orice fel de călcare de lege, ci a călca în picioare legea lui Dumnezeu. Apoi o altă semnificație a păcatului, în al doilea rând, este greșirea țintei. Vechii greci, atunci când mergeau la luptă, la război, și foloseau arcul, puneau săgeata în arc și aveau o țintă pe care trebuiau să o lovească, încordau bine arcul și când dădeau drumul la săgeată, dacă săgeata respectivă ocolea ținta, mergea pe alături, ei foloseau următorul cuvânt, hamartia, care înseamnă greșirea țintei. De aici ne provine nouă, în Noul Testament, cuvântul pentru păcat, care este hamartia, tradus prin greșirea țintei. Adică prin păcat omul se îndreaptă în viață spre o țintă greșită. Direcția în care merge nu este una bună. Păcatul este cel care ne face să ne pierdem menirea, să ne pierdem ținta, scopul pentru care am fost creați de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat pe fiecare dintre noi pentru un scop bun. Iar prin păcat oamenii își ratează scopul și ținta pentru care au fost creați. Știți că noi toți oamenii mergem într-o anumită direcție? Dar întrebarea este în direcția în care vrea Dumnezeu? Urmărim noi scopul lui Dumnezeu pentru care am fost creați? Sau direcția drumului nostru este una falsă? Una greșită? Acesta e cel de-al doilea sens al păcatului. Greșirea țintei. Să fii creat de Dumnezeu pentru un scop și să ratezi prin păcat scopul pentru care ai fost creat. Apoi păcatul mai are o semnificație. Aceea de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Vedeți, oamenii tacit întorc spatele lui Dumnezeu și fac asta prin păcat, fiindcă nu vor să asculte de Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu. Ei ascultă de altcineva care îi lasă să facă ce vor, să trăiască cum vor, să fie liber de la orice restricție, simțindu-se liberi de orice responsabilitate morală și spirituală. Și nu există, dragul meu, rău mai mare ce poți să-l faci în viață decât să întorci spatele lui Dumnezeu. Iar cineva va întoarce spatele Creatorului lui Dumnezeu prin păcat. E ca un copil care nu-și mai recunoaște tatăl și mama, pe cea care l-a alăptat, cu atâta gingășie, l-a schimbat în nenumărate nopți, care i-a pus în farfurie de atâtea ori, l-a crescut oferindu-i tot ce-i mai bun, ca la urmă copilul să nu-și mai recunoască mama, să-i întoarcă spatele și să se dezică de ea. Fiindcă asta face și păcatul, aduce răzvătire împotriva lui Dumnezeu, Creatorul nostru. Omul întoarce spatele Creatorului său, negându-l, neascultându-l, respingându-l și așa mai departe. Și nu doar atât. Păcatul în cele din urmă, și asta e cea mai grea semnificație a lui, este ofensă adusă la dragostea lui Dumnezeu. Știți cum îl definește Biblia pe Dumnezeu? Într-un singur cuvânt, de altfel, Dumnezeu foarte greu ar putea fi explicat, dar un singur cuvânt îl demonstrează întru totul pe Dumnezeu, îl definește cine este El. Scripturile spun că Dumnezeul nostru este dragoste. Iar când omul păcătuiește, nu încalcă doar legea lui Dumnezeu, când omul păcătuiește, aduce jignire și ofensă dragostei lui Dumnezeu. Vă puteți imagina cât de mult ne iubește Dumnezeu? Care dintre noi am putea să ne vedem Fiul
sau fica atârnată undeva pe o cruce între doi făcători de rele, cu coroană de spini în cap, pironit în mâini și în picioare, el, marele nevinovat, care trăia într-o perfecțiune de care noi nici nu ne putem imagina, să stea pe Golgota între doi tâlhari și să moară Fiul lui Dumnezeu. O minte sănătoasă nu poate înțelege cum e posibil să ne socotești pe Creatorul tău și să te închini unei creaturi, unei reptile. Există oameni la ora asta pe glob care se închină la o vacă, la fluturi, la temirce insecte. Citiți, dacă aveți ocazia, Istoria religiilor de Mircea Eliade, o carte foarte groasă. Și o să vedeți că o să vă minunați la ce se mai închină oamenii. M-am gândit cum e posibil să-L părăsești pe Creatorul tău și să te închini unei bucăți de lemn. Și să mai și spui că lemnul acela e din cutare ani și a rezistat istorie și așa și mai departe. Și să-L săruți și să te pleci până la pământ și în fața lui Dumnezeu, care este viu și adevărat, oamenii să-I întoarcă spatele. Asta nu poate fi altceva decât o ofensă la adresa iubirii lui Dumnezeu. Și nu există durere mai mare în inima unei persoane, am observat lucrul acesta, decât să-i ofensezi sau să-i jignești propria iubire. Oare ce simte Dumnezeu? Am stat și m-am întrebat zilele acestea când am pregătit acest mesaj. Ce simte Dumnezeu când noi oamenii păcătuim? Vă dați seama, iubirea Lui este nemărginită, fără limite. Iar noi oamenii, prin păcat, jignim direct, la modul cel mai direct, dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Cum să te păzești de păcat? 1. Cunoaște sursele păcatului. Diavolul, lumea și firea pământească. Cum să te păzești de păcat? 2. Cunoaște semnificațiile păcatului. Prima semnificație este încălcarea legii lui Dumnezeu. A doua semnificație a păcatului este greșirea țintei pentru care ai fost creat. A treia semnificație a păcatului este să întorci spatele Creatorului tău, răzvrătindu-te. Iar ultima semnificație a păcatului este o ofensă directă adusă dragostei lui Dumnezeu. În final, și poate cel mai important punct al predicii de astăzi, este acesta, la întrebarea cum să ne păzim de păcat. Cunoaște în al treilea rând soluțiile pentru păcat. Este o vorbă printre medici. E mai ușor să previi decât să tratezi. Este mult mai bine să previi păcatul decât să lași să te contamineze, să-ți afecteze viața, apoi să-l tratezi. E mult mai greu mai târziu. Există câteva soluții pentru a preveni păcatul, pentru a te păzi de păcat. Și știți care e prima soluție pe care o prezintă Biblia? Cea mai adecvată soluție și prima dintre ele, am intitulat-o în felul următor: mănâncă cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi. Cine vrea să se protejeze de păcat, va trebui să mănânce cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi. Știți că noi trupului îi dăm de mâncare aproape în fiecare zi. Cu excepția dacă cineva își propune să postească mai multe zile fără să mănânce. Dar oare sufletului ce îi dăm în fiecare zi? Știți ce spunea psalmistul în Psalmul 119:11? Strâng cuvântul tău în inima mea, auziți de ce? Ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Dați-mi voie să vă spun, fără cuvântul lui Dumnezeu suntem terminați.
Fără cuvântul lui Dumnezeu suntem o pradă ieftină în fața păcatului și pentru diavolul. Știți de ce a căzut Adam și Eva? Din cauza faptului că au ignorat cuvântul lui Dumnezeu, tot ce a avut Adam și cu Eva a fost cuvântul lui Dumnezeu, nu în forma scrisă cum îl avem noi astăzi, ci prin viu grai. Dumnezeu le-a vorbit direct prin gura lui. Iar Adam și cu Eva au ignorat cuvântul lui Dumnezeu. Știți când ne lasă diavolul în pace și pleacă de la noi? Când suntem îmbibați și locuiți din belșug de cuvântul lui Dumnezeu, arma cea mai la îndemână și cea mai bună de a lupta împotriva diavolului, a firii pământești și a spiritului din lume, este cuvântul lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte cum l-a bătut Iisus Hristos pe Satana și când a plecat diavolul de la el. Știți cu ce l-a învins Iisus? Cu arma aceasta. Să știți că și diavolul cunoaște cuvântul foarte bine, numai că el îl scoate din context și face din cuvântul lui Dumnezeu un pretext. Iisus niciodată n-a scos Evanghelia și cuvântul lui Dumnezeu din context, ci întotdeauna Hristos a cunoscut cuvântul și îl cunoaște așa cum trebuie. Și prin cuvânt i-a dat o bătaie în ziua aceea Satanei, încât diavolul a plecat de la el. Diavolul nu pleacă cu una, cu două. El insistă, la fel cum a insistat la Mântuitorul, dar în fața cuvântului, Satana nu rezistă foarte mult. Și până la urmă va ceda și va pleca. Așa că n-ai o altă șansă în fiecare zi să-i dai de mâncare sufletului tău cuvânt. Cuvânt, cuvânt, dacă vrei să fii biruitor. Cum să te păzești de păcat? Soluția numărul 2. Practică regulat rugăciunea. 1. Cuvântul, 2. Rugăciunea. În grădina Ghetsimani, Domnul Iisus în Matei 26 cu versetul 41 spunea: vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită. Și cine cade în ispită, cade și în păcat. Așa că cine nu se roagă, n-are cum să fie vegheator. Iar cine nu veghează, următorul pas, sigur, va fi căderea, prăbușirea. Vegherea și cu rugăciunea merg la pachet, mână în mână. Trebuie să mă rog ca să pot veghea. Și trebuie să veghez ca să nu cad. Din păcate, foarte mulți, și trebuie să vă spun, chiar dacă timpul e puțin înaintat, trebuie să vă spun neapărat și lucrul acesta, foarte mulți tratează rugăciunea după o semnificație înțeleasă de ei, care este limitată la puțin. Foarte mulți spun că rugăciunea este comunicare cu Dumnezeu și atât. Dați-mi voie să vă spun, rugăciunea este mult mai mult. Rugăciunea, în primul și în primul rând, este relație cu Dumnezeu. Prin rugăciune, omul își consolidează relația cu Dumnezeu. Prin rugăciune, omul își întreține relația cu Dumnezeu. Rugăciunea este una din bazele fundamentale ale relației omului cu Dumnezeu. Cine dintre noi vorbește cu soția sau cu soțul doar de dragul comunicării? Nu-i așa că vorbim cu soțiile noastre sau cu soții de dragul relației? Nu-i așa că dorești să ai o relație mai bună, mai sănătoasă în familie, ca lucrurile să meargă bine? Da, comunicarea este mijlocul de întreținere și întărire a unei relații. Dar scopul e relația, nu comunicarea. Așa că noi prin rugăciune, în primul rând, nu comunicăm cu Dumnezeu. În primul rând, prin rugăciune, vrem să avem o relație cât mai bună cu Dumnezeu. De altfel spus, sunt foarte mulți care comunică cu Dumnezeu în rugăciune, dar nici nu știu ce spun. M-am trezit și eu uneori când eram foarte obosit, închizând ochii și spunând: Doamne, Tatăl meu din ceruri, și am continuat rugăciunea și la un moment dat m-am oprit
că nu știam de unde am început și pe unde mă găsesc. Nici pomeneală ca în rugăciunea respectivă să mă fi gândit la relația mea cu Tata din ceruri. Rugăciunea e mult mai mult decât comunicare cu Dumnezeu. Rugăciunea este relație cu Dumnezeu. Iar dacă nu înțelegem lucrul acesta, numai Satan are de câștigat. Omul care e slab pe genunchi, care nu se roagă, nu va rezista mult în picioare, ci va cădea, se va prăbuși și nu mică îi va fi căderea acelui om. Vrei să reziști? Soluția e rugăciunea. Nu simți să te rogi, n-ai chef, nu-ți vine uneori să te rogi. Soluția este, roagă-te. Nici eu n-am simțit întotdeauna să mă rog. Sunt momente în viață în care n-am dispoziție să mă rog. Nu întotdeauna simți ceea ce e frumos și bun în viață să practici, să faci. Dar chiar și atunci când nu simțim, soluția aceeași, să ne rugăm. Prin rugăciune vom învinge păcatul. Și ultima soluție. Cum să te păzești de păcat? Soluția numărul 3. Nu deschide ușa păcatului. Vă aduceți aminte de Cain? Știți ce a vorbit Dumnezeu în Cartea Genesa la capitolul 4, versetul 7, partea B? Păcatul pândește la ușe. Dar auziți ce a zis Dumnezeu? Dorința lui, a păcatului, se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Dumnezeu i-a pus în vedere lui Cain și a zis, ai grijă, Cain, păcatul acționează prin dorință, adică prin poftă. Iar pofta aceasta este insistentă și dacă te convinge să deschizi ușa păcatului, ești terminat. Bătălia aceea va fi pierdută. Știți de ce Cain a pierdut lupta? Știți de ce a fost un înfrânt? Pentru că a deschis ușa la păcat. Lupta se pierde adesea de la lucruri mărunte, de la lucruri mici, o vorbă cu două înțelesuri poate, o jumătate de adevăr spus câteodată, o privire ne la locul ei, un gând necontrolat și se deschide ușa la păcat, iar înfrângerea va fi sigură. La fel ca în viața lui Cain. Martin Luther spunea într-o relatare de-a lui că într-o noapte a avut un vis. Se făcea că era în pat, dormea și în timp ce visa a auzit o voce. Martin Luther deschide ușa. Și el din pat, în timp ce dormea și visa, a zis, nu te cunosc, nu știu cine ești. Așa că nu poți să-ți deschid ușa. Dar acea voce insistentă, spunea Martin Luther, am auzit-o a doua oară. Martin, a zis și mai tare de data asta, deschide ușa. Și el din pat, visând, a zis, nu pot să-ți deschid ușa. Nu știu cine ești, nu te cunosc. Dar vocea aceea s-a repetat. Și insistând în cele din urmă, zice, am deschis ușa, să văd cine-i. Și cum am deschis puțin ușa, Satana, adică Michiduță, a pus piciorul în prag. Și ce am vrut să închid imediat ușa înapoi și n-am mai putut. El din pragul ușii m-a întrebat, aici locuiește Martin Luther? Și zice, imediat m-am trezit și mi-a venit un gând și am zis, nu, aici locuiește Iisus Hristos. Deci am chemat numele Domnului peste mine, peste casa mea și am zis, în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să pleci. Și diavolul, zicea Martin, s-a luat și s-a dus. Și spunea el, un pic, o țâră, cum zice Ardeleanu, dacă deschizi ușa păcatului, diavolul vine și pune picior în prag. Iar sigur, dacă nu l-ai pe Hristos de partea ta, lupta aceea va fi pierdută.
Așa că spunea Martin Luther, ușa în viață trebuie deschisă doar pentru Iisus Hristos, doar pentru Dumnezeu. Dacă cineva este în această dimineață aici și a deschis din nefericire ușa la păcat, păcatul acționează pe diverse zone, prin diverse moduri. În dimineața aceasta te implor să chem sângele lui Iisus Hristos peste viața ta, peste familia ta. Pune numele Domnului Iisus Hristos în rugăciune și spune, Doamne, mă confrunt cu următorul păcat, nu pot să scap. Sunt vicios, sunt slab. Roagă-L pe Iisus Hristos să-ți dea putere în această dimineață. Agață-te cu toată puterea ta de cuvântul lui Dumnezeu. Propune-ți să-L citești, să meditezi asupra Lui. Spune, Doamne, vreau să iubesc cartea aceasta Ta, care este Biblia. Să fiu îmbibat de cuvânt. Să fiu plin de Sfânta Scriptură. Și spune-i Domnului, Doamne, nu vreau în plăcere de rugăciune. Aș comunica cu oricine, există atâtea mijloace de comunicare, numai să mă rog, să întrețin relația asta cu Tine. N-am chef! Fii sinceră și sinceră în rugăciune și spune lui Dumnezeu astăzi, Doamne, dacă nu intervii Tu să-mi dai dragoste de rugăciune și de cuvânt, voi deschide și mâine ușa la păcat și poi mâine și în zilele care urmează și voi fi un înfrânt, un biruit și o biruită. Doamne, ai milă de noi! Haideți să ne ridicăm și în rugăciunea aceasta fiecare să ne cercetăm gândurile, viața, să fie o rugăciune de căință, de proșternere înaintea Creatorului și să spunem, Doamne, fie-ți milă de noi și dăruiește-ne putere să biruim păcat. Iar dacă sunt păcate în viața cuiva, sângele lui Iisus Hristos să le ierte. Domnul poate să facă lucrul acesta. Venim înaintea Lui în rugăciune.